Astăzi o să vă arătăm în Veneția unde se poate mânca cea mai bună înghețată de aici. Unde mâncăm noi cea mai bună înghețată de câțiva ani încoace. Da, cea mai bună înghețată de câțiva ani încoace. Cred că de vreo 4 ani mâncăm în același loc înghețată și nu ne mai săturăm efectiv. E bună, rău. Așa că vă luăm cu noi. Din punctul nostru de vedere, voi trebuie să testați, să vedeți, ne spuneți în comentarii dacă ați testat. Și o să vă ducem acum acolo să vedeți unde se găsește cea mai bună înghețată din Veneția. În acest moment mergem suntem... și cu grupul, să știi. Da. Mergem și cu grupul pentru că și oamenii au vrut să mănânce înghețată și când au auzit că noi mergem la înghețată acolo, au zis și ei că vor să vină, așa că am stabilit o oră de întâlnire. Ne întâlnim cu cine vrea să vină, cu grupul, și o să mergem acolo la înghețată. Nu este prima dată când mergem cu grupul. Am mai mers de mai multe ori, am mers și cu 30 de oameni la un moment dat, deci cu 60. Și toți au zis că le-a plăcut înghețata. Deci de aia din punctul nostru de vedere am zis că e foarte bună înghețata acolo. O să plecăm de aici, suntem aproape de San Marco. Și o să plecăm, o să vă arăt și drumul până acolo. În cazul în care cineva nu are GPS sau nu are internet, nu are Google Maps, o să vă arăt exact cum se ajunge până acolo. În videoclipul trecut vă ziceam că astăzi va fi soare, dar din păcate nu este soare. Și asta este, bine că nu mai plouă, vremea este în continuare destul de urâtă, dar bine că nu mai plouă. Și o să mergem să luăm înghețată și să vă arătăm și vouă locul de unde se poate lua această înghețată. Bun, și am plecat. Suntem în jur de 16 persoane. Mergem la înghețată. Luiza este cu aparatul ca oamenii să nu se piardă, să fie lângă noi. Din San Marco o să intrăm direct într-un gang și de acolo o să vă arăt drumul. Întoarcem camera și îi dăm drumul. Uitați-vă doar câtă lume este. Este destul de multă lume pe vremea aceasta, care nu este tocmai grozavă. Mă bate vântul. Bun, așa. Au mai venit 3 oameni între timp cu noi, deci o să fim vreo 19 oameni care mergem la înghețată. Și o să intrăm exact prin gangul de acolo. Exact pe acolo, prin portița aia. Aici este biserica San Marco. Se poate intra, este 3 euro de persoană. Iar ultima intrare în biserică este la 16:45. Aici o să intrăm în acest gang și îi dăm drumul spre înghețată. Foarte multă nebunie aici, deci foarte multă nebunie. Luiza are steagul ca oamenii să ne poată vedea, pentru că te poți pierde foarte ușor de un grup aici. Sunt puse chestiile astea pe jos în cazul în care apa va crește, oamenii să poată să meargă pe aceste chestii. Și am intrat în gang și vom merge tot în față până la o mică curbă. Bineînțeles, aici peste tot găsiți magazine de toate felurile câte vreți. Restaurante în partea asta, restaurante foarte multe și mult mai acceptabile față de cele din centru, să-i zicem așa, de la piața San Marco. Măști, bineînțeles, o grămadă de chestii se găsesc aici. Ce
Un magazin Ferrari, dacă vă interesează, ia uitați-l aici, îl găsiți. Magazin Ferrari. Bun, și aici ajungem imediat la un colțișor. Avem aici un câine care își face treaba. Ajungem aici la un colțișor și o să mergem per Rialto. O să ne luăm după acest semn și o să ajungem la per Rialto. Și aici este semnul și o să facem dreapta la Falconeri. O să trecem pe lângă această biserică. Se poate intra, bineînțeles, dacă vreți să intrați. Este frumoasă, merită vizitată. Și acum aici o să facem stânga și o să mergem drept în față. Bineînțeles, sunt foarte multe grupuri și de aceea sunt foarte mulți oameni, pentru că sunt, ia auziți aici, am ajuns la Pinco, aici la Pinco, și o să facem, să mergem prin acest pasaj, să ne băgăm direct pe aici, ca să ajungem unde trebuie. Iar aici o să facem stânga, am ajuns în capăt și o să mergem tot înainte. Bineînțeles, ăsta nu este singurul drum. Mai există un drum pe partea cealaltă, dar pe partea cealaltă o să ne întoarcem ca să vedem și altceva. De aceea l-am făcut pe acesta, ca să ne putem întoarce pe partea cealaltă. Deocamdată mergem pe aici și bineînțeles că o să vă zic și cum se numește gelateria, dar asta vă zic când ajungem acolo, să vă mai țin puțin în suspans. Gelateria este destul de cunoscută, deci nu vă faceți probleme. Sigur o să o recunoașteți sau sigur ați auzit de ea. Cel puțin unii dintre voi. Din piața San Marco până acolo face în jur de 10 minute. Deci ar cam fi ceva de mers, dar e frumos pentru că vezi tot felul de chestii. Gelateriile de tipul ăsta mie nu-mi plac deloc, pentru că unde vezi munți de înghețată, de obicei nu sunt ce trebuie. Aici o să ne apropiem de podul Rialto, hai să vă arăt în spate. Luiza este cu oamenii. Oamenii vin și ei după noi. O să ne apropiem de podul Rialto, în partea stângă o să vedeți că este podul Rialto, dar noi o să mergem pe dreapta, o să ținem dreapta și o să intrăm din nou într-un subteran. Iar acolo o să fie gelateria. Suntem aproape, așa că nu mai avem mult. În partea asta o să facem dreapta și o să mergem de aici tot în față. Bineînțeles, la un moment dat, în partea stângă, cum vă ziceam, este podul Rialto, cel mai cunoscut pod din Veneția. Aici este foarte multă lume pentru că în partea stângă se merge spre Rialto. Ia uitați-vă ce este acolo. Nebunie. Noi nu o să mergem acum acolo, o să mergem strict la înghețată și o să vă arăt. Imediat o să ne băgăm pe dreapta, pe undeva. Așteptăm să ajungem. Deci noi venim, locul ăsta îl știm fără Google Maps, fără GPS, fără nimic. Îl știm din cap pentru că venim de atâta timp aici. Bineînțeles, mai este o gelaterie sub același nume. Încă mai au încă o gelaterie aceștia, care se află în partea aia undeva.
Deci sunt două, în cazul în care aici este foarte aglomerat, pentru că de obicei este aglomerat. O să intrăm aici. Aici o să intrăm. În cazul în care este aglomerat, de obicei coada este până pe undeva pe aici. Deci până undeva pe aici este coada. Acum, având în vedere că este timpul acesta mai nașpa afară, nu cred că lumea mănâncă înghețată pe vremea aceasta. Dar de obicei coada este foarte mare aici. În cazul în care coada este foarte mare și nu vreți să stați, căutați pe Google Maps, pentru că mai este o locație și această gelaterie se numește Suso. V-am ținut până aici să vă zic asta, dar mă gândesc că unii dintre voi poate ați auzit, poate nu, dar gelateria se numește Suso și o să intrăm acum chiar în ea. Așteptăm și oamenii să vină, să vedem unde este Luiza cu oamenii. Îi așteptăm pentru că eu m-am dus un pic prea în față. Deci uitați-vă ce arome sunt pe aici. Sunt și arome de colecție care costă 3 euro, dar aromele normale costă 2,50 euro sau ceva în genul, da, 2,50 euro, 3 euro și 4,70 euro, 2 cupe. Și iar 3 cupe, 6,50 euro. Bineînțeles, aveți mai multe opțiuni pe aici și mai multe chestii, dar uitați-vă ce arome sunt pe aici. Manetul e preferatul meu. Cea mai bună. Lăsăm oamenii să-și cumpere ei prima dată și după care ne luăm și noi înghețat. Acum s-a făcut aglomerație aici pentru că au venit oamenii noștri. Deci uitați-vă cum arată nebuniile astea, doamne ferește. Ia. Deci între timp s-a făcut și coadă, ia uitați-vă. Acum o să mergem să facem testul. Am luat ceva nou. Suso. Bun. Am luat și înghețata de la Suso. Deci așa se cheamă gelateria. Gelateria Suso. Și am luat aici, fiți atent, manet clasic. Noi mâncăm de fiecare dată aroma asta manet. E ceva ciocolată cu fistic. E nebunie. Și am luat ceva nou, Tango. Asta nu era. Tango. Să vedem cum este Tango acum. Asta are gust a cafea. N-am luat și noi o linguriță de aia mică. Nu te fură. Am luat doar o singură înghețată, pentru că este cam frig afară și nu vrem să ne răcim sau ceva, așa că de obicei am fi mâncat una, amândoi, dar acum o lăsăm așa, că merge pe frigul ăsta. Dar asta opera, doamne, deci cum este... Mai uitați-vă aici fisticul și se simte ca lumea fistic. Oamenii stau aici, toți mănâncă lângă noi. Pe frig. Noi filmăm pe frig. Deci bună, nouă ne place asta de la Suso. Așa se cheamă, deci au două magazine, să le zicem așa, două gelaterii. Puteți merge la oricare dintre ele pentru că sunt la fel. Manetul e bun. Asta e bună, e cafea. Dar nu era deloc. Deci manetul are preț special pentru că e colecție. Și de obicei cele de colecție sunt undeva la 3 euro. Dar în mod normal 2,50 o aromă. Da. Și dacă e mai multe, dacă e 3 arome, este da, 6,50 euro. Cu cât e mai mult, cu cât e mai ieftin. Poți să ții la con sau la cupă, bineînțeles. Clar. La ce vrei. Și biscuitele îl primești gratuit. Dar e bună chestia asta cu cafea. E bună cu cafea, așa-i? Oricum, la ei... Cam tot e bun. Opa. Deci ce am mâncat până acum, am prins chestii foarte bune. Am prins ceva cu ciocolată neagră foarte bună. Am prins altceva cu cafea care a fost super, super... Ciocolată neagră, neagră. Da, super bun și super pregnant gustul de cafea așa. Deci foarte tare. Nu vrem să zbierăm pentru că sunt oameni aici lângă noi și sper să se audă cât de cât bine. Luiza bagă aici. E pe forță că maximă. Mă răcesc, astea. Dacă te răcești, asta e, dar na. Am vrut să facem clipul ăsta mai ales pentru voi. Strict pentru asta, da. Să vedeți unde puteți mânca. Noi zicem că cea mai bună înghețată din Veneția. Acum gelateria Suso. Da, gelateria Suso pentru au noi. Două magazine. Pentru noi asta este cea mai bună înghețată. Dacă vă plac clipurile de genul acesta, nu uitați să lăsați un like, dați un comentariu. Bineînțeles, vă puteți și abona la canal dacă vă place ceea ce facem. Și cam asta a fost vlogul de astăzi.
Noi vrem să terminăm înghețata asta pentru că văd că se topește. Se topește. Deci se topește chiar dacă, chiar dacă este frig afară. Și o mâncăm și, și cam ăsta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, v-am zis, lăsați-ne un comentariu. Poate ați fost și voi aici, vrem să știm ce arome ați încercat și dacă chiar v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine și să ne bucurăm de înghețata asta pe vremea asta. Nu friguroasă. Foarte, dar friguroasă. V-am salutat!